seara să bucuros ca să fiu în mijlocul, să fiu în mijlocul dumneavoastră și să rămânem câteva momente împreună și să încercăm să gândim împreună asupra unei teme atât de importante a credinței noastre, așa, virtuțile, învățătura despre virtuți la Sfântul Ioan Gură de Aur. Voi începe spunând că scopul existenței noastre creștine este dobândirea mântuirii. Ce înseamnă mântuirea? Înseamnă asemănarea cu Dumnezeu, pe cât este cu putință omului, sau îndumnezeirea, teosisul. Pentru că mântuirea este desăvârșirea sau asemănarea cu Dumnezeu și unirea cu Dumnezeu, ea are un caracter de proces, adică începe și se continuă pe tot parcursul vieții noastre și se încheie odată cu ieșirea noastră din această viață. Începem acest drum, această cale a sfințirii noastre, a despătimirii, a urcușului prin virtuți și unirea cu Dumnezeu, prin Sfânta Taina Botezului. Noi creștinii, cei care sunt în afara bisericii, și pentru ei există o cale și un urcuș prin harul general, prin pronia divină care călăuzește pe toți oamenii, așa, spre Dumnezeu cel unu. Pe această cale a desăvârșirii creștine, a mântuirii noastre, sunt importante, pe de o parte e importantă despătimirea noastră, iar pe de altă parte realizarea virtuților. Deci se realizează într-o simultaneitate, așa, și într-o bipolaritate. Despătimirea și urcușul duhovnicesc prin virtuți. Voi spune mai întâi că pentru noi desăvârșirea și spiritualitatea noastră are o dimensiune cristologică. Adică tot urcușul nostru duhovnicesc este legat de Mântuitorul Iisus Hristos, de persoana Mântuitorului Iisus Hristos și de învățătura Domnului Iisus Hristos, de lucrările Domnului Iisus Hristos pe care le-a făcut în viața sa și pe care o parte noi participăm la ele prin Sfintele Taine. Deci urcușul duhovnicesc pentru noi se realizează în Hristos. Pentru creștinii nu este o altă cale de desăvârșire și pentru spiritualitatea ortodoxă decât cea în Hristos. Orice altă unire cu Dumnezeu, cu dumnezeirea, în afară de Hristos, spunem noi că este fără un fundament, este iluzorie. Așa. De ce? Pentru că Hristos este calea, adevărul și viața, singura cale și altă ușă, altă cale spre Dumnezeu nu este decât Iisus Hristos. Dar și pe această cale a desăvârșirii, noi nu putem să mergem mai departe decât a mers Mântuitorul Iisus Hristos. Nu putem să depășim așa, măsurile duhovnicești care le-a realizat firea umană din Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt, așa, după natura divină, și este om adevărat, deopotrivă nouă, după firea umană. Firea umană a fost primită și purtată de Mântuitorul Iisus Hristos în ipostasul sau persoana sa dumnezeiască, care este veșnică. La fel cum veșnic este Tatăl și veșnic este Duhul Sfânt. Sensul întrupării este aceasta, că o persoană din cele trei ale Sfintei Trăii a coborât la buna vestire, s-a sălășluit în preacuratul sân al Sfintei Fecioare Maria și în această persoană sau ipostas și-a împropriat și-a luat firea umană care se dezvoltă după toate măsurile omenescului,
așa, ca fire a persoanei veșnice a lui Dumnezeu, cuvântul. Și această fire umană este îndumnezeită, este înălțată. Ea este măsura înălțării noastre. Măsura lui Hristos, măsura bărbatului desăvârșit. Deci, tot drumul nostru spre Dumnezeu se realizează în Hristos, cu Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, care este Duhul lui Hristos, Duhul Tatălui și Duhul lui Hristos, pentru că odihnește peste Hristos, iar limita desăvârșirii noastre nu poate ca să treacă dincolo de Hristos. Părinții subliniază lucrul acesta, că spiritualitatea noastră ortodoxă nu este una de tip panteist, adică noi nu ne pierdem realitatea noastră, identitatea noastră, ca să ne contopim într-o ființă așa infinită, să devenim într-un flux, într-o substanță divină așa, care curge neîncetat, ci ea este, se realizează pe o dimensiune personală. Deci suntem persoane și caracteristica persoanei este aceea că este indestructibilă. Că persoana rămâne, așa, este creată pentru eternitate, are vocația eternității. Dacă spiritualitatea noastră ar fi de tip panteist, cum sunt spiritualitățile orientale, aceasta ar însemna o pierdere, pentru că am pierde ceea ce noi avem specific, persoana, personalitatea, fără ca să dobândim nimic decât o veșnicie fără conștiință. Am exista într-o substanță infinită fără să avem conștiința de noi și existenței noastre. Nici divinitatea n-ar câștiga nimic, pentru că ea este în absolut, iar noi am pierde totul. Ori, fiind persoane și desăvârșire având un caracter personal, înseamnă că vom exista ca persoane pentru eternitate, să existăm ca persoane pentru eternitate. Acest drum, deci, al desăvârșirii noastre, a unirii cu Dumnezeu, care este o unire între persoană, așa dialogală, se realizează, cum am spus, prin realizarea virtuților. Să vedem care este învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, cu privire la virtute. Sfântul Ioan Gură de Aur, ierarh al Bisericii și teolog de mare profunzime, deopotrivă cu Sfântul Vasile cel Mare și cu Sfântul Grigorie, așa, de Nasia sau Grigorie teologul, a fost însă și pătruns de o dragoste nesfârșită pentru biserică, pentru cei pe care i-a păstorit așa. Și a avut ca model al realizării, al ierarhului, al realizării, al teologului, al realizării lui teologice eclesiale pe Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Ioan Gură de Aur a avut privirea necontenită spre Sfântul Apostol Pavel, i-a citit, a meditat scrierile Sfântului Apostol Pavel, epistolele lui, le-a înțeles cum nu le-a înțeles nici unul dintre Sfinții Părinți, atât de plin și atât de profund. Și așa cum Pavel era o lumină, o flacără care ardea pentru Hristos, așa și Sfântul Ioan Gură de Aur a fost o flacără care lumina, privind spre lumina Sfântului Apostol Pavel, spre credința și spre dragostea lui pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Și Sfântul Ioan Gură de Aur a realizat comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei, un comentariu așa, care este tradus de Părintele Dumitru Fecior, comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur, așa, și care este o carte voluminoasă de o mare bogăție teologică. Dar pe lângă Evanghelie, Evanghelia este una, dar redactarea este în patru redactări. Aceeași Evanghelie, care este învățătura și viața Mântuitorului Iisus Hristos, e scrisă de patru autori, același conținut.
este relatată de Sfântul Evanghelist Matei, alta a doua de Sfântul Marc, mai concisă, de Sfântul Luca Doctorul, foarte bine organizată, și de Sfântul Ioan, așa, într-un mod duhovnicesc și înalt. Așa, ca atare, comentând Evanghelia după Ioan, avem o comentarie, un comentariu, să spunem, al întregii Evanghelia Sfântului, realizat de Sfântul Ioan Gură de Aur. Apoi Sfântul Ioan Gură de Aur are comentarii la Cartea Faptele Apostolilor. După Evanghelie urmează Cartea Faptele Apostolilor. Are comentarii la epistolele Sfântului Apostol a Pavel, începând cu epistola către Romani, epistola către Corinteni și celelalte epistole. Eu am adus aici câteva dintre ele pe care le-am citit, am revenit asupra lor, așa, mi-am pus niște semne, am comentariul la Epistola I către Corinteni, vedeți, este o carte, așa, am adus și comentariul la Epistola către Filipeni, de asemenea comentariul la Epistola către Timotei și către Tit și Filimon, acestea sunt câteva mici. Dintre comentariile acestea m-am limitat și aici găsim o teologie de o mare profunzime, care în modul de realizare este unul specific Sfinților Părinți, în care trăirea liturgică, trăirea sacramentală, dimensiunea morală, sfințitoare, așa, și dimensiunea teoretică a teologiei, dimensiunea speculative, toate se găsesc într-o unitate. Și sunt lucruri de o mare profunzime. Vorbind despre virtute, Sfântul Ioan Gură de Aur, așa spune că virtutea, esența virtuții, conținutul virtuții este Hristos. Hristos este virtutea. Și la virtute ajungem prin împlinirea poruncilor. Împlinind poruncile ajungem la virtute. Ori calea, deci împlinirea poruncilor este o cale de a trăi cu Hristos și a trăi în Hristos. Așa. Iată cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că această ființă, Hristos, care este ființa virtuților, este însă și potrivit, adecvat, firii umane. Creștinismul și, în cazul nostru, ortodoxia, pentru că în cadrul creștinismului avem așa o diversitate de modalități de realizare istorică a creștinismului, ortodoxia este după firea omului. Nu face silă firii omului. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, virtutea este după fire, iar nu împotriva firii, ci împotriva firii este răutatea, după cum sunt boala și sănătatea. Așa este virtutea și răutatea, virtutea și păcatul. Și continuă așa. Cel ce voiește a fi bun, nimic nu-l poate împiedica, chiar de-ar fi fost până atunci cel mai rău om de pe pământ. De aminte, însă știrea noastră este inclinată mai mult spre bine, spre a urma binele. Și apoi continuă în altă parte și spune, astfel, deci, dacă noi am voi, din toate părțile am avea aplecarea spre virtute. Deci virtutea este cu putință, după fire, e cu putință pentru noi să mergem pe această cale a sfințeniei. Când spunem virtute, spunem sfințenie, spunem așa, purificare, eliberare de păcat, luminare, unire cu Dumnezeu, înaintare duhovnicească. Deci odată este posibil, dar nu numai că e posibil, ci că este modul cel mai adecvat de realizare a noastră, potrivit firii noastre, modul de ridicare și de înălțare a firii noastre. Așa. Apoi, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că este potrivit și că ține de libertatea noastră. Realizarea virtuții ține de voința noastră liberă. Vom citi un text din altă parte care evidențiază lucrul acesta.
Și spune așa Sfântul Ioan în comentariul la epistola, la epistola către Corinteni, de epistola. Pentru aceea, dragoste, pentru astfel de virtute, Sfântul Apostol Pavel numește dragostea mama tuturor bunătăților și o pune înainte ca semn al tuturor celorlalte daruri. Și vine cu exemplificare. După cum având înainte numai haine și îmbrăcămintea aurită, nu ne este de ajuns să cunoaștem pe împărat. A fost Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, capitala Imperiului, și exemplele acestea erau la îndemână ascultătorilor lui. Și spune, dacă noi vedem anumite semne, îmbrăcămintea și încălțămintea, acestea ne spun ceva, dar nu sunt suficiente. Și zice mai departe, iar dacă vedem și porfira împărătească și diadema, nu numai că niciun alt semn, dar tot așa și nu mai avem nevoie de alt semn, ci tot așa și aceea. Când ne stă înainte diadema dragostei, aceasta este de ajuns spre a ne arăta pe de adevăratul și unicul ucenic al lui Hristos. Și nu nouă, ci și necredincioșilor. Chiar și necredincioșii păgânii vă sunt virtuțile creștine, așa realizează că suntem pe această cale a Împăratului Ceresc, cea a virtuților. Astfel că acesta este semnul cel mai mare decât toate semnele, dacă prin el se cunoaște și dacă prin el se cunoaște ucenicul lui Hristos. Un alt aspect al virtuții este aceea că virtutea este posibilă de realizat, așa și că este după firea omului. Spune așa Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, nu în firea lucrului stă păcatul, ci el se naște din voia liberă a celui care îl face. Deci păcatul nu ține de fire, nu ține de natură. Posibilitatea păcatului, a greșelii, a răului, ține de voia liberă, realizarea lui, iar modul de realizare a păcatului este dat în modul lucrării, în lucrare, nu în ființă. Păcatul nu ține de natură, ci ține de modul lucrării noastre. Cum adică? O anumită lucrare, făcută în anumite circunstanțe, un anumit lucru, el este bun. Același lucru făcut în alte circunstanțe, așa devine rău. Ceea ce înseamnă că modul în care se săvârșește un anumit lucru este virtute sau este păcat. Atunci când acea faptă sau acel lucru nu este direct oprit prin poruncile lui Dumnezeu. Așa. Apoi zice, virtutea este prin virtute noi, virtutea se realizează dialogic, în comuniune cu semenii noștri și ea ne descopere taina fratelui nostru. Virtutea are o dimensiune dialogică, o dimensiune socială împreună cu ceilalți credincioși. Ne pune în legătură cu ei. Spune așa Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice, Dumnezeu a dat folosul fiecăruia aproape lui său, ca astfel să alergăm unii în ajutorul altora și să nu fim despinați. Deci vă rog să faceți efortul ca să gândim aceste enunț. Dumnezeu a dat folosul fiecăruia aproape lui său. Fiecare purtăm folosul aproape lui nostru. Și noi, la rândul nostru, alții poartă folosul nostru și Dumnezeu ne dă darul și ne călăuzește pe calea virtuții prin semenii noștri. Darurile de Dumnezeu vin prin semenii noștri. Și apoi spune mai departe, lămurește,
Pentru că ție, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, îți este trebuitor a învăța cele ce sunt plăcute lui Dumnezeu. Însă, aceasta mi s-a încredințat mie, spune învățătorul Ioan Gură de Aur, ca astfel prin mine să o capeți și pentru aceasta te găsești silit a alerga la mine. Nu-ți, nimeni nu-ți este suficient lui. Nu trăim ca realități autonome, independenți unul de altul, ci darul, dacă cineva primește un dar, darul nu e dat pentru el, ci dat pentru celălalt. Și lucru cel mai simplu, să exemplu cel mai simplu la îndemână, să ne gândim la artiști. Dacă un cântăreț ar spune, care are o voce frumoasă, nu deosebită, ar cânta pentru el, s-ar auzi el, dar probabil că ar înceta foarte repede. Pe când darul lui este să aducă frumosul și binele pentru cât mai mult. Și cât se împărtășesc mai mult în acest dar, cu atât lucrarea este mai mare. Așa. Deci, zice, căci tocmai prin aceasta deci, te găsești vita alergă la mine. Dar zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dar și mie mi este folositor ca tu să te faci mai bun, fiindcă pentru aceasta eu voi lua plată mare. Deci, tu alegi la mine, eu îți dau învățătura, dar eu nu sunt numai cel care ofer, ci și eu la rândul meu primesc. Suntem într-un dialog în care comunicăm și în care primim, oferim și primim permanent și în care creșterea este reciprocă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Acelui care poartă darul, acelui care primește darul și care la rândul lui întoarce darul de la cel care primește. Și în acest dialog este dată creșterea noastră duhovnicească. Vedem aici o dimensiune a eclesialității. Așa, părinții ne spun așa că virtutea, desăvârșirea se realizează în biserică, în comun. Tot binele pe care îl facem, îl facem în comunitatea bisericii, în unitatea bisericii. Dacă ne rugăm, facem lucrul acesta întrucât aparținem bisericii, participăm, suntem în trupul lui Hristos care este biserica. Și rugăciunea noastră de acasă nu este izolată. Este rugăciunea de bisericii pe care noi o realizăm ca membru al bisericii, în acest trup al lui Hristos în care suntem. Și aici este și nădejdea noastră de mântuire. Binele pe care putem face noi, oricât ar fi de mult, este nesemnificativ cu ceea ce primim de la Dumnezeu. De la Dumnezeu nu primim lucruri bune, separate, oarecare lucruri separate de Dumnezeu. Cum noi dispunem de astfel de lucruri acasă. Așa și putem să le oferim. Dumnezeu în mântuire se oferă pe El. Dumnezeu întreg, Dumnezeu tot. De aceea asupra lui Dumnezeu nu putem ca să avem pretenții. În învățătura ortodoxă, și părinții spun, nu putem avea merite prin care Dumnezeu să fie să-L îndatorăm pe Bunul Dumnezeu, ca El să ne ofere nouă. Pentru că merite putem, sau pretenții putem avea, putem reclama bunurile serilor noștri. Un drept asupra unui bun și spunem lucrul acesta mă aparține mie, unealtă, aceasta, aceasta. Dar nu putem reclama persoana, să spunem tu îmi aparții mie și ești îndatorat să mă iubești. Iubirea este oferirea gratuită, fără nimic altceva, celuilalt și celorlalți. Ori Dumnezeu, mântuirea noastră are acest caracter. Dumnezeu însuși este Cel care ni se oferă nouă. De aceea, asupra lui Dumnezeu, binele pe care îl facem noi nu este valoare de schimb. Și atunci, de ce trebuie să facem bine? Că nu ne putem mântui fără bine. Pentru ca să ne deschidem, pentru ca să dobândim capacitatea să creștem în comuniune, ca să putem să-L primim pe Dumnezeu. Darul suprem așa. Fără această capacitate a noastră de dialog, de a-L primi pe celălalt și prin celălalt să facem acest exercițiu, a-L primi pe cel ultim care este Dumnezeu, așa nu se poate ca să se realizeze mântuirea. Și lucrul acesta este, deci aceasta e dimensiunea eclesială. Și spun părinții, tot binele realizăm în calitatea noastră de membri ai trupului lui Hristos.
prin Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. Duhului Dumnezeu este cel care, prin care noi realizăm bine. Doar păcatul este cel pe care îl facem singur. Păcatul este numai al nostru. Oricine cade, cade singur. Prin ce? Prin ispita care vine de la lume, ispita care se naște din noi, din pornirile noastre, a egoului nostru, așa care rămâne centrat pe el, eu și numai eu, și de aici toată ispita și tot păcatul este o formă de egoism, așa, de uitare a dragostei, așa, și de întoarce egoistă spre noi, orice păcat, orice greșeală. De aceea păcatul este, deci, o pierdere a comuniunii, o îngustare sau o pierdere a comuniunii, așa, și cădem singuri, că ne rupem, ieșind din comuniune, pierdem și dimensiunea întregului și ne concentrăm sau ne limităm pe parte, pe rațiunea părții, pierzând aspectul, dimensiunea întregului. Și atunci păcatul este al nostru. Singur păcătuit, dar de ridicat din păcat. Nu ne mai putem ridica singur, ci ne ridicăm numai prin comunitatea de iubire, prin comunitatea de credință, prin comunitatea de nădejde, prin comunitatea de rugăciune. Și aici ne punem noi nădejdea noastră. Am făcut cu toții experiența și știm din viața liturgică, pentru că suntem ființe liturgice, că ne rugăm acasă și rugăciunea este un mijloc extraordinar de a ne reconstrui în interior, de a ne reechilibra în interior, de a ne rezidi în interior. Așa. Dar când mergem în biserică, la rugăciunea bisericii, rugăciunea liturgică, rugăciunea este mult mai bine. Fiecare dintre noi suntem păcătoși. Mai mult sau mai puțin, dar toți suntem sub păcat. Și dacă mergem în biserică, aici se realizează sinaxa, trupul lui Hristos. Iar trupul lui Hristos este sfânt. Aici este antinomia sau paradoxul. Fiecare suntem sub greșeală, realizând trupul lui Hristos, participăm la sfințenia trupului Hristos. Și aici este nădejdea noastră de mântuire. Nu binele pe care îl facem noi și care ne ajută, ar putea să ne ajute într-o oarecare măsură, ci întrucât noi aparținem trupului lui Hristos și Hristos ne mântuiește ca trup al său. Că așa spune Domnul Hristos, Mântuitorul Hristos, că zice, că își îngrișește, că sfințește trupul său care e biserica, ca să fie frumoasă, fără zbârcitură, fără pată, nimic. Ori, aici e nădejdea noastră, dar nădejdea aceasta noastră, când spunem că ne mântuim într-o, că suntem în Hristos, în trupul lui Hristos, că Hristos este Cel care își mântuiește trupul lui, nădejdea noastră, aceasta nu ne pune în pasivitate sau nu ne mută într-un mod pasiv, ci ne motivează și mai mult. Ne sporește dragostea pentru Hristos, recunoștința pentru Mântuitorul Hristos, nădejdea, așa. Simțim iubirea lui Dumnezeu, sporim în credință, sporim în nădejde și simțim solidaritatea și comuniunea cu toți semenii noștri. Că știm că așa cum noi suntem în greșeală și că mântuirea e darul lui Dumnezeu pentru noi, așa la care suntem chemați, știm că așa și semenul nostru, absolut fiecare, în orice relație ar fi noi cu el, bună sau mai puțin bună, și el este tot așa în trupul lui Hristos, și Mântuitorul Hristos așteaptă mântuirea lui și vrea mântuirea lui, și că ne mântuiește împreună, așa pe toți. Este o dimensiune aceasta eclesială a mântuirii. Toate ale noastre. Am spus că începutul virtuții a urcușului duhovnicesc pentru noi începe cu odată cu primirea Sfintei Taine a Botezului, prin darul Botezului. Sfinții de la Filocalia, așa, Sfântul Marco, Ascetul, volumul din Filocalia, spun așa, că așa este o imagine, așa este harul Duhului Sfânt, ca un depozit, așa, pe care noi îl primim, ca o comoară. Și că toată dezvoltarea, tot urcușul nostru duhovnicesc, nu înseamnă altceva decât punerea în lucru a harului botezului, iar pe care este perceduit prin taina Sfântului Mir, așa darul botezului, este apoi întregit prin hrănirea noastră cu trupul și cu sângele Domnului, împărtășirea cu trupul și cu sângele lui Hristos. Pentru că dacă am dobândit prin taina botezului
o realitate nouă. Așa că ne naștem din părinții noștri, deci nașterea biologică, devenim, dobândim o cetățenie a unui spațiu, a unui loc, să spunem, într-o națiune, ne naștem într-o familie, ne naștem într-o patrie istorică și devenim cetățenii ai acelei patrii în care ne-am născut. Prin nașterea în botez și aici dobândim o cetățenie, tot atât de reală, mai reală, este veșnică și nepieritoare. Și devenim cetățenii împărăției cerului. Ne împătrimim darul Sfântului Botez, care este acea care ne face fii ai lui Dumnezeu, așa și rodire pentru mântuirea noastră, încât toată dezvoltarea noastră duhovnicească, urcușul nostru duhovnicesc, este o punere în lucru sau lucrarea noastră împreună cu acest dar al Sfântului Botez. Așa. Darul acesta se pierde? Nu se pierde niciodată, darul botezului. El nu se poate pierde. Dar ce se poate? Îl putem prin păcate crede sau prin lipsă de trezvie, așa, să-l facem neroditor, să nu-l punem în lucru. Așa cum au făcut cei care au primit în Evanghelie talanții, că în loc să meargă și talentul să-l investească în ceva lucrativ, ca el să sporească, l-a ascuns în pământ și a fost nelucrător. Și spune Domnul Hristos, și când vine stăpânul, îl ia de la cel care l-a ascuns în pământ și cel care a avut un talent și dă la cel care a primit 10 talanți, care a lucrat și a ajuns la 10 talanți, ca să pună în lucru, să facă harul lucrător. Așa. Așadar, această dimensiune eclesială, pentru că pentru noi nu există. Acum înțelegem spusele Sfinților Părinți așa. Nu există mântuire în afara bisericii, extra eclesia, așa, nu la Salus, așa, de la Sfântul Ciprian, episcopul Cartacii, în primele secole. În afară de biserică nu există mântuire. De ce? Pentru că nu există mântuire în afară de Hristos. Nu există mântuire în afară de Hristos, pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este în Celul care ne se descopere Tatăl. Fără Fiul, noi n-am avea cunoașterea lui Dumnezeu. El este revelația Tatălui. El e chipul Tatălui, chipul natural, spune Sfântul Apostol Pavel. Chipul natural al Tatălui este Fiul. Tatăl nu are o altă realitate, așa, un chip al său separat de al Fiului. Ci chipul Tatălui este Fiul. În Fiul noi vedem chipul Tatălui. Fiul este descoperirea Tatălui. În Fiul este Duhul Sfânt. De aceea, în afară de Hristos, pentru noi nu există mântuire. Iar Hristos se realizează pentru noi istoric în modul bisericii. Este participarea la Hristos, la trupul lui Hristos și la darul lui Hristos. Deci reținem această dimensiune pe care Sfântul Ioan Gură de Aur arată că virtutea are o dimensiune dialogică, o dimensiune comunitară și socială, de aici virtutea. Are și o dimensiune socială, pentru că pe măsură ce noi așa oprim patimile sau veșteșim patimile și creștem virtuțile, de la o virtute la altă virtute și la mai multe virtuți. Și ca să ajungem, așa cum spune Sfântul Ioan Scăraru, în scara lui, la dragoste care este plinătatea, sinteza, poartă în ea toate virtuțile, desăvârșirea. Și realizând o virtute, virtutea nu se realizează așa pe un spațiu gol, vid, ci ea o filește o patimă. Dacă este mânia, vine înțelegerea, vine empatia pentru semenul nostru, așa, vine răbdarea pentru semenul nostru. Și în locul virtuții care slăbește și care pustiește sufletul nostru, puterile așa, de viață, păcatul ne sărăcește. Tot binele, ne fură tot binele. Răul este mincinos. Și păcatul e mincinos. Sfântul, așa, Mântuitorul, Domnul Hristos, Mântuitorul Hristos spune diavolului, tu ești tatăl minciunii, tu ești, așa, părintele minciunii, tu ești mincinos și tatăl minciunii. E cel care aduce rău, care propagă rău, propune rău. Răul este mincinos întotdeauna. Pentru că el
promite un bine, rău promite o stare de bine, o fericire pe care nu poate da. Pentru că el este totdeauna în minus, lipsă, înseamnă păcat. Dar tocmai prin aceasta este puterea de ispiu, forța de ispita răului. Pentru că el promite un bine pe care nu-l poate realiza niciodată. Și de câte ori săvârșim un păcat, lăsăm noi ispitiți, oricare ar fi acest păcat, vedem că suntem voi. Că e o stare de rău după ce am săvârșit păcatul rău. O stare de rău existențială. Așa că nu mai putem trăi așa, un fel de a nu mai putea trăi. Viața este în Dumnezeu. Păcatul este fără de Dumnezeu. Așa, lipsa sau locul unde nu este Dumnezeu prin răul așa. Ori virtutea are această dimensiune socială. Că binele pe care îl realizăm în noi, așa, se multiplică în jurul nostru. Spune un părinte așa, așa, mântuiește-te tu și se vor liniști în jurul tău. Mii se vor liniști în jurul tău. Ce lucru extraordinar. Dar vedem și noi că în perioadele astea postului, care sunt perioade de sporire a rugăciunii, de însoțirea rugăciunii cu postul, cu milostenia, grija, putresvia, așa, sporind rugăciunea și toate celelalte căi, așa, simțim și în biserică când ne rugăm, că ne rugăm mai ușor, că este o stare de pace, de liniște. Starea asta o ducem și acasă, comunicăm mai ușor cu cei din familie. Nu luăm foc imediat, așa, pe toată nimica, așa. Nu? Și în societate, ați văzut dumneavoastră, sau am văzut cu toții, în zilele de Paște, de sus coboară în noaptea învierii o bucurie care ne cuprinde pe toți. Și oamenii peste toți vedem chipurile luminate și oamenii dispuși să-și ierte, să-și acorde circumstanțe atenuate, să-și ierte unii altora și aduc binele înaintea lor. Deci, virtutea are o dimensiune socială, așa, o realizare socială. Și binele pe care îl realizăm noi se multiplică și se realizează și la nivelul societății. Sigur că are o dimensiune liturgică, are dimensiune teologică, virtutea are o dimensiune eschatologică și Sfântul Ioan Gură de Aur așa sublinează lucrul ăsta. Adică cum are o dimensiune, să spunem, istorică, că se realizează în istorie, aici ne realizăm, dar și una eschatologică. Pentru că eschatologică înseamnă pregătire pentru împărăție. Eschatologia e împărăția lui Dumnezeu. Așa. Realizând virtuțile după puterile noastre și despătimirea, realizăm aici în istorie chipul împărăției. Atât cât se poate în viața de aici. Așa. Că suntem creaturi. Și de aici este, am spus, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, așa, virtutea stă în libertatea noastră, libertatea noastră. Ea este, ființa este Hristos. Fiind creaturi, creatura nu este stabilă, nu este neschimbabilă. Creatura nu se poate odihni. Caracteristic creatului este mișcarea. Ea este într-o tensiune, într-o dimensiune, într-un dinamism permanent. Și lucrul acesta, experiența lui, o facem toți. Când identificăm binele, un anumit lucru, oricare ar fi lucrul ăsta, ne dorim să ne realizăm lucrurile din cele mai necesare. Să spunem, să cumpărăm o casă, pentru că omul nu poate trăi pe stradă, nici în canal, ci trebuie să aibă un acoperiș deasupra capului. Asta când a spus Dumnezeu, crește și vă mulțiți, umpleți pământul și stăpâniți, așa, în porunca creșterii s-a implicat și faptul acesta că fiecare familie trebuie să aibă un acoperiș deasupra capului. Apoi trebuie să avem pâinea de fiecare zi cu care trebuie să ne hrănim, trebuie să avem îmbrăcăminte. Așa, și toate cele necesare care să facă posibilă viața noastră. În taina munții, când sunt binecuvântați mirii, se cere pentru ei, înmulțește, și aici vedem gândirea bisericii asupra dimensiunii acestea.
binecuvintează, înălțește, Doamne, pâinea, așa și vinul și ulei de lemnul în casa lor, ca să aibă din belșug și să dea și la alții. În bucurie, bucuria aceasta de a împărtăși și altora. Așa. Binecuvintează biserica, binecuvintează casele, binecuvintează holdele, binecuvintează dobitoacele, turmele, toate prin cele care noi putem ca să ne realizăm existența, dar care este porunca? Să nu ne oprim la acestea ca lucru ultim, ci să trecem spre ceea ce e dincolo, sau să vedem în toate acestea, să vedem pe Dumnezeu prezent în ele. Dar dacă ne oprim la unul sau altul din aspectele vieții de aici, îndată ce l-am dorit foarte mult, așa cum își doresc copiii. Nu știu, poate o bicicletă, că erau mici, își doreau foarte mult să aibă o bicicletă și s-o puteau că în clipa, sau atunci când vor avea bicicleta, ei vor fi foarte importanți, așa. Și după ce au bicicleta, se bucură de o zi, două, trei, și pe urmă, nu-i mai mulțumești. Nu asta, nu le odihnește. Este o parabolă, este o imagine, că lucrurile lumii acestea nu ne odihnesc. Ele ne pot să și ne sunt de folos și dacă le folosim înțelept, le folosim spre mântuire, dar odihnirea noastră este numai în Dumnezeu. Numai în Dumnezeu găsim odihnă. Găsim o odihnă relativă în celelalte persoane care suntem după chipul lui Dumnezeu. Ne odihnim mai puțin în lucruri și ne odihnim mai mult în semenii noștri care sunt persoane. Și în chipul fiecăruia din semenii noștri îl întrețărim pe Dumnezeu, că ne întâmpină Dumnezeu prin semenul nostru și că ne solicită bunul Dumnezeu. Lucrul cel mai greu pentru noi, încercarea cea mai mare pe care o facem, așa e crucea timpurilor noastre, crucea rațiunii, a logicii noastre, este aceea, nu? Că ne întâlnim cerșetorii. Și atunci începem să, de îndată, să intrăm așa într-o gândire de judecăți și spunem, o fi un om cinstit, o fi făcând parte dintr-o grupare, de ce a ajuns așa? Sfinții Părinți ne spun, m-am interesat și eu am căutat, începând de la Părinții Apostoli, și am găsit două poziții. Unii dintre Sfinții Părinți spun așa, să ții darul tău, bănuțul tău, să-ți asude în palma ta, până când știi, vei ști cui să-l dai. Alții spun, Sfinții Părinți, ca să-l dai cu folos, alții spun așa, ți se cere, dă. Și aici, asta am citit la Sfântul Ioan Gură de Auzime. Nu te întreba, spune Sfântul Ioan Gură, nu te întreba, așa, cum folosește El. De aici este bunul Dumnezeu, este Cel care vede. Și El, e problema Lui, responsabilitatea Lui înaintea bunului Dumnezeu. Tu să fii deschis. Tu să vezi, Hristos spune, se ascunde în chipul celor mai smeriți, celor pe care noi îi judecăm, să îi disprețim, Hristos se ascunde sub chipul lor și ne cere dragostea noastră pentru El. Așa, faptul. Și de aici, deci, realizarea noastră creștină revin, ce am spus, și sub acest aspect, deci este socială, este esatologică, că ne realizăm pentru Împărăția lui Dumnezeu, că de aici, cum ne realizăm pentru Împărăția lui Dumnezeu? Încercând, străduindu-ne, lucrând, ca să creăm acele realități care sunt asemănătoare cu ceea ce va fi Împărăția lui Dumnezeu, la măsurile evidente ale istoriei și ale putinței noastre. De aceea, virtutea este de dorit. Virtutea este așa de urmat, suntem îndemnați ca să urmăm virtutea așa. Și că este cea mai bună cale, dacă nu singura cale, de realizarea noastră, a vocației noastre, și istorică, și pentru Împărăția lui Dumnezeu. Așa. Mai citesc din Sfântul Ioan Gură de Aur câteva fragmente de aici. Îi zice așa. Pentru aceea și Pavel zice, căci care este nădejdea noastră, au nu și voi, și iarăși, nădejdea mea și bucuria mea
sau cu mâna laudei mele, voi surdeți, spune Sfântul Pavel. Apostolia nu s-ar fi putut împlini fără biserică în care și-a realizat apostolia, fără credincios. În epistola întâi către Tesaloniceni, spune în capitolul 2, versetele 19-20. Și continuă Sfântul Ioan Gură de Aur. Astfel, deci, bucuria lui Pavel era ucenici lui și bucuria lui o aveau ucenici. Bucuria lui Pavel. Pentru aceea și lacrimi, pentru aceea și lăcrima când îi vedea vătămați cu ceva. Și iarăși folosul și folosința acelora era un Pavel, pentru care și zicea, pentru nădejdea lui Israel, cu acest lanț sunt legat. Și iarăși, toate le rap pentru cei aleși, ca și aceea să dobândească mântuire. Spune Sfântul Pavel în Epistola către Timotei, în capitolul 2, versetul 10. Așa. Și merge cu exemplu mai departe și zice așa Sfântul Ioan Gură de Aur. Aceasta ar putea o vedea cineva în treburile lumești, după cum zice, femeia, trupul său nu-și stăpânește, ci bărbatul. Nu femeia, într-o altă traducere, nu femeia este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Așa, asemenea, și bărbatul, trupul său nu stăpânește, ci femeia. Ce vrea să arate acest lucru după căsătorie? Disponibilitatea, fără rezervă, fără rest, a fiecăruia dintre soți, a unuia față de altul. Când spune, nu mai păstrezi nimic egoist, ci spui, femeia, soția, toate e darul lui Dumnezeu pentru soț. Și soțul, cu toată gândirea, capacitatea, puterea lui de muncă, cu tot ce este el, cu toată puterea, el este darul lui Dumnezeu pentru soția lui. Unul altuia sunt darul lui Dumnezeu. De aceea nu există ceva care să fie numai al meu, ci totul este dăruire după în acest mod așa. Deci tot așa și noi. Când voim a ne lega împreună cu alții, și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, suntem legați unii de alții. Aceasta facem, adică nu lăsăm nici pe unul a fi stăpân pe sine, ci întinsând capătul lanțului, facem așa ca acela să fie legat de acesta și acesta de acela. Ambii sunt legați de acest lanț al dragostei, al credinței și al nădejdei. Voiești poate a vedea acestea petrecându-se și cu căpetenile cetăților. Ei bine, cel ce judecă nu stă ca să se judece pe sine, ci caută folosul aproapelui. Dar și cei stăpâniți își caută folosul în stăpânitor, prin îngrijirea, prin slujba ce o dau și prin toate celelalte. Alt exemplu, ce ostașii de asemenea iau armele pentru noi, căci pentru noi se primejduiesc ei când pleacă, nu se apere patria. Dar și noi pentru dânsii ne trudim, fiindcă hrana lor este de la noi. Hrana, îmbrăcămintea și toate celelalte sunt de la noi. Această interdependență, această legătură și această slujire reciprocă, spune Sfântul Ioan Gură, este generală în viața de aici. Așa. Și continuă pe urmă. Și dacă vei zice că fiecare face așa căutându-și folosul, aceasta o zic și eu, însă folosul propriu se găsește prin aproape. Folosul propriu se găsește prin aproape. Așa. Ați văzut cum dragostea pretutindeni se întinde și cum pe toate le economisește? Așa. Și de aici Sfântul Ioan Gură de Aur așa, trage concluzii practice pentru modul nostru de viețuire. Și zice așa. Dar ce zici tu? Dacă potrivnici noștri sunt elini, păgânii, apoi nu trebuie să-i urâm pe păgâni. Ce răspunsuri? Pe lângă altele, Sfântul Ioan Gură de Aur se citește mai cu multă plăcere și angajare decât citim romanele. Se vezi al Cărturescu care caută toată lumea. Are un dar, este un poet Sfântul Ioan Gură de Aur.
un poet are un dar al cuvântului, povestește atât de frumos, atât de adânc, atât de semnificativ, încât citind, dacă traducerea este una așa bine realizată, avem impresia că nu citim un autor din secolul IV, de acum 1700 de ani în urmă, citim pe unul dintre contemporanii noștri. Ceea ce s-a întâmplat în Europa, uitați, în Franța, cu tensiunile pe credințe diferite, așa. Uitați și zic că, zice, e pentru noi, așa, muslimul pentru noi, sau musulmanii, sunt păgâni, așa, după cum și ei le consideră pe noi, pentru ei păgâni. Și zice, dar și nu trebuie să-i urăm. Ce răspuns actual? Și zice, au mână? Da, trebuie, însă nu pe dânsi. Așa, zice, ci păcatul, fata păcătoaselor, nu pe ei ca oameni, zice, nu pe om, ci fapta lui cea rea. Părerea lui cea stricată. Deci, faptul că cineva este persoană și că purtăm chipul lui Dumnezeu împreună, noi și el, este suficient ca noi să fim îndatorați din perspectiva credinței noastre cu dragoste, cu solicitudine, așa, cu deschidere, cu empatie, pentru că purtăm împreună chipul lui Dumnezeu, nu-l purtăm individual. În Cartea Facerii se spune așa, și-a făcut Dumnezeu pe om, bărbat și femeie, i-a făcut pe ei. Și comentând textul acesta, cuvintele acestea, ne spun părinții, chipul lui Dumnezeu este dat în relație, bărbat și femeie. Numai în relație realizăm de plin chipul lui Dumnezeu. Luat singur, fiecare fără relație, este un mod în suferință a chipului lui Dumnezeu, nerealizat plenar. Și citesc fragmentul mai departe, zice. Deci părerea lui stricată, fapta lui rea, aceată, nu e el ca om. Omul este lucrul lui Dumnezeu. Care om? Tot omul. Tot omul e lucrul lui Dumnezeu. Indiferent unde se găsește pe pământ, indiferent ce credință are, indiferent ce cultură are, indiferent de convingerile politice, tot omul poartă în el chipul lui Dumnezeu și noi suntem îndatorați să iubim și să fim disponibili, așa deschis pe tot omul. Ci omul este chipul lui Dumnezeu, pe când răutatea este lucrarea diavolului, acelui rău. Așadar, să nu amesteci cele ale lui Dumnezeu cu cele ale diavolului. Să nu confunzi chipul lui Dumnezeu, așa, cu lucrarea rea, așa, care este. Și vine aici Sfântul Ioan Prădeaur și aduce exemplificări din prorocul Ezechiel, din Moise, din David și așa mai departe. Și continuă, vă mai citesc de aici câteva lucruri, care pentru mine sunt semnificative, pe mine mă bucură, mă sitesc, mă deschid ființa. Și bucurându-mă, eu cred că și cei care le aud, așa, și ei fac acest lucru. La biserica în care unde slujesc, din 1994, netrerupt facem vecernia de duminică seară. Eu am venit aici, în București, de la Cluj, și acolo era tradiția cea în Transilvania, că duminica se făcea vecernia peste săptămână, în special în mediul, nu în orașe, în mediul rural, în oraș era liturghia atunci, în fiecare zi, obligatoriu. Iar la țară, două liturghii pe zi, miercurea și vinerea. Așa. Ardelenii, tot. Ardelenii au pierdut rânduiala slujbelor pentru morți și noi aici facem sâmbătă, dacă se fac parastasele, dar ei fac parastasele duminica, de pe liturghie acolo și nu fac sâmbătă. Dar miercurea și vinerea, și miercurea și vinerea, dacă mergeți în excursie prin Transilvania, veți vedea că la ora 5 dimineața au zis că bate clopotul și preotul se duce cu un dascăl așa și slujește Sfânta și liturghie. Și făceam vecernea, pentru că în mediul rural, oamenii duminica puteau să vină să participe la vecernie, că nu erau, participau la liturghie, se duceau acasă, luau masa,
Așa, apoi veneau la vecerne, după vecerne se întâlneau între ei, dialogau, vorbeau despre grijile lor, despre treburile săptămânii și așa mai departe. Și am zis, uite, duminica după masă, este un timp potrivit pentru vecerne și când slujeam, făceam vecernea. Fiind vecernea pentru luni, este o vecerne mică, nu este extinsă, și făceam lecturi din Sfinții Părinți, așa, paragrafe. Așa, luam, din scara raiului, nu o treaptă întreagă, pentru că, două pagini, trei pagini, pe care le citeam cu mici explicații și am spus așa, dacă vrem să învățăm credința noastră, trebuie să o învățăm de la cei care au realizat-o. Cei care au ajuns să devină, să fie normativ pentru credință, sub toate aspectele. Și ortodoxia credinței, nu am avut acum duminică ortodoxie, e foarte important ce credem, pentru că în funcție de ceea ce credem, aceea este și ceea ce facem. Credința trebuie să fie dreaptă. Și după ce am avut duminica ortodoxiei, a doua duminică este duminica Sfântului Grigorie Palama, ca și cum ar spune biserica, vedeți, credința dreaptă. Uitați, el, Sfântul Grigore, este cel care a realizat credința. El este unul dintre modelele așa ortodoxului, drept credinciosului, pe care puteți să priviți la el și așa cum spune Sfântul Pavel, așa cum eu am urmat lui Hristos și voi urmați mei, cum ei, Sfinții, au urmat Mântuitorul lui Hristos și noi urmăm Sfinților cu toată încrederea. Și dacă trebuie să învățăm credința, ei sunt cei mai potriviți după Sfânta Scriptură, după cuvintele Sfintei Scripturi, sunt Sfinții Părinți, scrierile lor sunt pline, sunt zilitoare, pline de viață, pline de Duh și care și ne zidesc. Ceea ce noi facem este puțin, foarte puțin, pe lângă bogăția nesfârșită așa, de har pe care au arătat-o Sfinții Părinți în scrierile lor și în viața lor. Așa. Și zice, de-ar mintele astăzi ne cerese cer și o mai mare filozofie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, deci în secolul al IV-lea suntem, nu? Boare la început în secolul 5-407, dar el scrie în secolul al IV-lea. Deci, ni se cere o mai mare filozofie nouă celor de acum decât celor care erau în secolul I. Așa. Pentru aceea, când ucenicii cereau ca să se povoare foc din cer, în timpul Domnului Hristos, ca pe vremea lui Ilie, cum Ilie a povărât foc din cer, zice, Hristos le zice, nu știți că lui Duh voi sunteți, sau nu știți că lui Duh voi slujiți, depinde de traduce. Ucenicii văzând, Domnul a fost în părțile Tirului și ale Sidonului și nu a fost primit și apostolii i-au spus, Doamne, vrei să spunem să se povoare foc din cer peste ei, așa cum s-a coborât foc în timpul Ilie. Și Domnul spune, nu știți că lui Duh slujiți. Aici vedem progresul între Vechiul Testament și între Noul Testament, legea cea nouă pe care a dus-o Domnul Hristos, care este legea dragostei, legea iertării, legea milei, a zidirii, așa, nu a distruge, asta este legea lui Dumnezeu. Și zice, pe atunci li se poruncea a urâ nu numai necinstea, ci și pe necinstitori în legea veche, ca nu cumva prietenia cu dânsii să se facă pricină de nelegiuire și pentru credincioși. Pentru aceea îi depărtea de dânsii și de, pentru aceea îi depărta pe dânsii și de rudenii și de atingerea cu necredincioșii și îi îngrădea din toate părțile. Dar acum, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, când noi ne-am adus, când ne-a adus la o mai înaltă filozofie și ne-a făcut mai presus de o asemenea vătămare, ne poruncește a ne apropia de cei necredincioși și de a-i chema la noi, fiindcă de la dânsii nu ne poate veni o vătămare, ci de la noi mai ales aceea vor avea un folos. Deci noi care îl cunoaștem pe Hristos și avem harul divin, nu putem să ne vătămăm, dar ei pot să se folosească de la noi. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune mereu, dacă necredincioșii, cei care nu sunt creștini,
vor vedea faptele voastre, virtuțile voastre. Din aceasta ei vor cunoaște pe Dumnezeu cel care voi slujiți, pe care credința voastră, din mila voastră, din dragostea voastră, din iertarea voastră, vor înțelege așa valoarea credinței voastre. Deci, ce zici tu? Oare nu trebuie a urâ pe cei necinstitori? Mă spune, nu-i pe atei de astăzi. Pe atei sau pe cei care ne critică. Au și ce zice Ioan Gură de Aur, Sfântul ăsta. Mare Ioan Gură de Aur. Deci, nu a urât, ci a miluit. A venit în întâmpinarea lor cu binele pe care noi suntem în măsură, l-am agonisit și suntem în măsură să-l agonisim, să-l ducem să-l cunoască, să-l vadă și ei, să se împărtășească și ei. Ce nu au urât, ce a miluit. Dacă tu îl vei urâ, cum vei putea întoarce cu ușurință pe cel rătăcit? Cum te vei ruga pentru cel necredincios? Cum că trebuie a ne ruga și pentru necredincioși? Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, rogu-te mai înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, făgăduințe, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți care sunt în legătorii și așa mai departe. Așa. Eu vroiam să continui cu virtutea smereniei spre exemplificare la Sfântul Ioan Gură de Aur. Și apoi mă gândeam că văzând smerenia și răbdarea, așa să ne oprim la dragoste, dar ceea ce am spus și aici atât puțin despre virtute sunt doar mici spicuiri. Dacă eu am cumpărat-o de la librăria Sofia, așa-i Sfântul Ioan Gură de Aur, nu știu dacă mai este, tâlcuirile acestea. Nu ajunge o viață ca să medităm, să reflectăm și să ne zidim cu ceea ce Sfântul Ioan Gură de Aur a scris. Și cum a putut acest Sfânt, este deschis Sfântul Ioan Gură de Aur, cu un fizic plăpând, intestat, slab, dar cu suflet și cu minte, atât de mare și atât de cuprinzătoare, deci nu ajunge viața ca să facem lectura operelor Sfântului Ioan Gură de Aur și cel puțin ani în șir ca să medităm, să reflectăm pe o parte dintre ele și ca să ne zidim așa. Acest dumnezeiesc, Părinte, în toate Sfântul Ioan Gură de Aur a fost așa. Am adus scrisorile și am pus și de aici așa, scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur, în timp ce el a fost exilat și în drumul spre exil, o parte dintre ele, scrise către diaconița Olimpiada, așa o patriciană, care rămasă văduvă și a pus toată averea, cum au mai fost și alte sfinte, Sfânta Melania, patriciană romană, așa, și a mers în Țara Sfântă și a realizat cu așezăminte monahale, așezări și a sprijinit viața creștină și alte sfinte. Sunt atât de frumoase, atât de profunde, atât de ziditoare, așa, încât nu știu după imnul dragostei sau cel puțin ăsta ar trebui să-l citim, imnul dragostei din epistola întâi, îl citiți dumneavoastră, domnul Gombo și așa, sau părintele așa. Imnul dragostei a Sfântului Apostol Pavel. Așa. Marea noastră șansă că suntem creștini, că am avut cunoașterea sau că avem cunoașterea Evangheliei. Așa. Că suntem în biserica aceasta a răsăritului. Așa. În care ortodoxia este după firea noastră și că avem așa călăuzitori pe Sfântul Pavel, Dumnezeiescu Pavel, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, dar și pe ceilalți părinți ai bisericii. Patristica toată este o comoară de neprețuit, așa, Sfinții Părinții prin Scriere. A treia. Ce-i scrisul mai mare? Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică. Întâi apostoli, al doilea proroci,
al treilea învățături, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darul vindecărilor, ajutărărilor, tămuirilor, felurilor limbilor. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt proroci? Oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darul vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmâcească râniți însă la darurile cel mai bun? Și vă arată încă o cale care le întrece pe toate acestea. De aș vrea în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut-o mama rană sunătoare și normală sunătoare. Și de aș avea darul prorocie și taine, toate le-aș cunoaște și orice știință și aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată avuția mea și de-aș da Duhul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragoste îndelungă rapt. Dragoste este binevoitor. Dragoste nu pismăiește. Nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință. Nu caută ale sale. Nu se aprinde de mânie. Nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rău. Dragostea nu cade niciodată. Când auziți ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în trei omilii comentează capitolul acesta despre dragostea Sfântul Ioan Gură de Aur. Și la încheiere spune așa, zice, însă toate acestea, toate aceste daruri, zice, un singur țel să aibă, îndreptarea aproapelui. Sfântul Ioan nu poate, nu gândește decât așa în dimensiune eclesiastică. Nimic să nu se facă la întâmplare. Dacă tu nu te apropii de fratele tău spre a-l zidi, pentru ce te mai apropii? Vorbea mea, zice apostolul, nu mi este atât de mult pentru deosebirea harurilor, ci un singur lucru mi este dorit, acela adică de a face totul pentru zidirea aproape. Așa. Și continuă așa. Am exemplificat sau am citit acest paragraf din acest comentariu ca încă o dată sau un plus să vedem dimensiunea pe care o dă Sfântul Apostol Pavel la orice dar și la modul creștin de a exista așa, în relație cu semenii. Păi ce să spunem, că e părinte profesor. Nici când eram la facultate n-ați vorbit așa. Vă mulțumim din suflet pentru tot cuvântul bun și folositor. Totdeauna când ne întâlnim cu semenii noștri, spunem lucruri mai bune decât sunt. Înădejdea ca spunând lucrurile bune, așa, el chiar să se realizeze așa, să fie în viitor, o speranță pentru viitor. Așa înțelegem toate așa. Dacă se spune o vorbă bună, nu în sensul că avea o realitate acoperitoare, ci că este o desiderată, așa, o dorință ca să ajungem la lume. Da, este prea profund Sfântul Ioan Gură de Aur. Este mult adânc și în gândire și în... Bine, am încercat să-l înțeleagă mulți părinți, părintele Stăniloae, de exemplu, ei a fost folositor. Pentru noi cei de astăzi, parcă aceste lucruri sunt rare și sunt pe cale de dispariție pentru unii Sfinții Părinți. Mai degrabă știe de altcineva. Nu există alt mod de a fi creștin decât așa. Și fiind pe calea aceasta lui Hristos, experiența asta o face. Încet acolo ajunge. Până la sfârșit, așa aici ajungem să înțelegem că suntem în această logică a darului, a comuniunii și a iubirii care se deși. Și dacă, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, nu și a reluat Marin Preda în cel mai iubit dintre pământeni, dacă dragoste nu e nimic mai este. Întrebare, părinte? Părinte profesor, m-aș gândi
sensul liturgiei, nu ca slujire, nu liturgică, ca vocație de a rosi frumos liturgia. M-aș gândi cum ați vedea, părinte profesor, liturgia ca virtute, ca dragoste, ca bunătate, dar expresie publică a rugăciunilor liturgice. Cât de profunzime este în liturgia pe care Sfântul Ioan din Gură de Aur a compus-o? Și eu curat-o, că era liturgia bisericii pe care o structurează, așa? Biserica nu era fără liturgie, avea liturgia. Sfântul Ioan vorbea, o structurează în forma aceasta. Da, și cum ar fi rugăciunile lui spuse astăzi la liturgie, din când în când, cu voce tare. Da. Așa, liturgia, acum, în, sub dimensiunea sacramentală, adică a tainei, așa, aici îl primim pe Hristos Euharistic. Și participarea la Hristos este cea mai înaltă, cea mai înaltă cale, cel mai înalt mijloc de a ne uni cu Dumnezeu. De aceea Euharistia este ospățul împărăției realizat în istorie, în condițiile istorice. Este. Nu există nimica, rugăciunea, faptele bune sau virtuțile toate, toate se împlinesc în liturghie și le depășește liturghia așa. Ea este corolarul a toate. Toate conduc sau ne conduc și ne fac în măsură să ne apropiem, să ne împărtășim de Hristos Euharistic. Noi mai departe nu putem merge decât în Sfânta Liturghie. Nici vederea luminii dumnezeiești pe care o realizează părinții nu este mai presus decât Hristos Euharistic. Mai mult de Hristos decât pe Hristos nu-L putem avea. Așa. Acum, în modul de realizare, eu înțeleg ce spune Părintele. Pentru că asta este o problemă. Liturghia este, are pe de o parte rugăciuni care sunt specifice preotului, care privesc slujirea preotului așa. Dar preotul când se roagă, nu se roagă numai pentru el, ci în rugăciunea lui, așa îi poartă și comunitatea. Iar rânduielile noastre din liturghie spun, iar preotul rostește în taină rugăciunea aceasta și credincioșii ce fac? Însoțesc cu rugăciunea, cu cântarea, rugăciunea preotului se realizează în felul acesta. Dacă Sfântul Sinod, într-o bună zi, într-o zi va spune, toată liturghia și rugăciunea preotului, care le rostește preotul, le vom spune cu voce tare, atunci este un lucru care eu îl socotesc de dorit și foarte bun. Dar până atunci, a face fiecare preot ce socotește el? Unul să citească rugăciune, unii să citească două rugăciuni. În canoanele sinodelor, sinodul Vinisex, cred că este canonul 90, oprește cu hotărâre îngenunchierea în ziua de duminică, în Sfânta Biserică. Pentru că sensul liturghiei și statul drept, așa, este mai semnificativ, poate o semnificație mai mare decât faptul încenunchierii. Încenunchierea este modul pocăinței, așa, să spunem noi, care ajunge forma cea mai înaltă în cruce. Duminica este învierea și în fața învierii atunci nu mai suntem într-o logică a pocăinței, ci în una mărturisirii învierii. Dar nu mai așa, suntem în perioada postului. Părintele Alexandru Șmemal spune, pentru biserica primară, sensul postului nu a fost acela de performanță individuală, ci a fost de mărturisirea împărăției. Asta e. De biruința asupra morții. Faptul că noi postim, mărturisim împărăția. Deci că suntem în condiția, în modul împărăției, acolo unde, și că nu mai depindem, nu depindem de realitatea lumii acestei. Așa. De determinismul lumii acestea. Lumea, în general, sunt sub legile fixe și într-un mod determinist. Realizarea noastră duhovnicească nu se realizează în ordinea aceasta a determinismului. De aceea sunt ciclice. Toate sunt ciclice, legile sunt fixe, pentru aceea pot savanții nu să prevadă eclipsele de acum peste
nu știu câte sute de ani, știu exact la ce oră, la ce, câte minute și secunde va fi o eclipsă, pentru că legile sunt fixe, așa, și pot să fie prevăzute. Asta este determinismul, este legea lumii fizice, a lumii materiale. Lumea spirituală însă nu merge după aceste legi, ci după legea libertății. Așa. Și a mărturisi, a posti, înseamnă a afirma sau a mărturisi că viața nu ține de lume. Aceasta a fost amăgirea sau minciuna șarpelui, a ispititorului, a celui rău, a diavolului. Că viața vine de la materie. Că materia este cea care ne dă viața. Nu Dumnezeu. Ori numai Dumnezeu are viața de sine și prin sine. Și El este Cel care împărtășește viața. Și postul este tocmai această desmințire, arătare a minciunii diavolului și de mărturisirea părăției. Că Dumnezeu este Cel care dă viața, care are viața și care dă viața. Așa. Acesta era sensul postirii, a mărturisirii învierii, așa, și strict legat, postirea strict legată de martiriu. Care și martiriu, martirii erau tot o mărturie a învierii, martiriu ca ta. Are această dimensiune postului a martiriului, participăm la taina martiriului și aceasta și la taina învierii lui Hristos. Așa ziua duminicii este timpul de har în care noi trăim în lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci, deci, să stăm drept. Așa. A venit un teolog din Grecia și a vizitat una din mănăstirile noastre foarte frumoase, Grecia, de Ismana. Și s-a dus duminica cu altcineva la soție. Domnul Sorin Dumitrescu, Victor, așa, și poate cel mai mare sau cel mai bun cunoscător al icoanei, dacă îl veți invita odată să vorbească despre teologia icoanei, despre icoana, și nu ajunge, are și cuvinte, cum se zice, are cuvintele la purtător, vocabular, dar este ajutat cunoștințele teologice, de capacitatea dânsului, așa, să spunem, poetică, de a găsi metafore de cele mai adecvate. Și l-a însoțit pe teologul respectiv la Ismana și a văzut teologul, am văzut că înregistrarea, discuția pe care a avut trebuie înregistrată, am ascultat-o. Și a văzut că oamenii erau toți pe jos. Așa, și a spus, ce se întâmplă aici? Preoții de aici nu au făcut teologia? Episcopul de aici nu-și vizitează parochiile? Nu știe ce se întâmplă? Cum e posibil ca zică duminică să realizăm în felul acesta, să trăim în felul acesta? Potrivnic modului bisericii, așa, adică în taina învierii, în afirmarea tainei învierii. De aceea, raportat la Sfânta Liturghie, unitatea bisericii este mai mare și de mai mult folos bisericii decât voința unuia sau altuia de a face liturghia altfel în parohia lui decât se face în celelalte parohii. Liturghia nu este a noastră. Liturghia este a lui Hristos, așa. Liturghia nici măcar nu este dată posibilitatea liturghiei în preot, ci în episcop. Preotul săvârșește liturghia numai întrucât este, episcopul este purtătorul harului preoției în plenitudinea lui. Preotul participă la harul preoției prin episcop. Atunci când noi ne certăm cu episcopul, zic, da, Doamne ferește, așa, sau ne supărăm pe episcop, consecința logică ar fi să nu mai slujim liturghia, pentru că am ieșit duhovnicește din comuniune cu episcopul. Biserica e purtată în episcop, biserica locală, iar biserica universală în sinodul episcopilor. Asta a fost întotdeauna, asta este dat. Și atunci, dacă liturghia are valoarea asta, dacă realizarea este eclezială, voința de a ieși în evidență unul sau altul, așa, e mai vinovată. Și de dorit este ca toate bisericile, Sfânta Liturghie, să se slujească în același fel, făcând smerenie, pe de o parte, că fără smerenie nu se poate. A nu ne pune pe noi, pe mine,
înaintea bisericii, așa, sau rânduielii bisericii, rânduiala, mă pune pe mine și voința mea și rânduiala mea, deci a făcut în smerenie și a mărturisit dragostea în unitate cu toate celelalte biserici și cu toți preoții. Eu așa văd. Și tot ceea ce să facem trebuie să poarte acest semn al unității, al comuniunii și nu al atipismului, a ieșirea din influențele vin sau modul acesta s-au încetățenit în diaspora și eu socotesc că este util, este folositor, este ziditor pentru comunitățile de acolo. Dar nu este nici într-un caz la latitudinea unui preot de a-și face modul lui de a liturghisi. Pentru că nu e liturghia lui, pentru că nu e biserica. Pentru că nu și-o face pentru el. Și biserica lui, este biserica lui Hristos, este liturghia lui Hristos, este comuniunea bisericii, este comuniune cu ceilalți frați și atunci trebuie să fim cu smerenie în mărturisirea aceleași dragoste toți. Și același mod. Mai este ceva. Dacă eu spun la liturghia anumite lucruri pe care nu le spun la preoție, spun că îi vedeți, părintele ăsta știe ceea ce așa, nu știu. El slujește liturghia aceasta, nu știu să slujească. El e deosebit, el este special. Nu știu dacă este special. Ori voința e mai mare de a fi în comuniune, de a fi în dragoste și de a sluji în această comuniune și dragoste. Când, părinte, când Sfântul Sinod și Comisia Liturgică va schimba îndrumările din liturghie și va spune preoții așa, să rostească aceste rugăciuni să, cu vocea, va reglementa și modul când, și va fi ceva unitar. Nu va fi modul acesta prin despărțire de celelalte comunități. Nu va fi voința mea, ci va fi voința bisericii.